Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne și în live, pentru că nu mai fusesem de ceva timp într-un live așa liniștit să discutăm între noi. Sigur că ar fi câteva importante, zic eu, subiecte de discutat. Pe de o parte, COVID-ul și restricțiile care urmează să fie luate, pe de altă parte tot ceea ce se întâmplă acum în România cu protestele, incluzând și povestea cu Sfânta Paraschiva, Și nu în ultimul rând, situația generată de înființarea Asociației Patria și de apariția unor conturi fake, între care cel mai important este cel care e numit contul Patria lui Luis Lazarus Zeus. Cu privire la acest cont vreau să fac câteva precizări importante pentru că am văzut în spatele lui că se aflau doi moldoveni din Chișinău, din Bălți și care unul dintre ei, Dinu și nu știu mai cum, cu care am vorbit pe mai în mesaje zilele trecute, a spus că el nu mă cunoaște pe mine, că nu știe cine sunt, că nu știe cum mă câștig pâinea dacă îmi urează succes. Păi dacă voi vă puteți imagina cât tupeu poate să aibă niște derbedei de felul ăsta. Deci, fac un cont cu numele tău, cu numele contului tău de Facebook, cu numele asociației pe care am fondat-o, da? Asociația Patria, și după aceea, când le trimiți un mesaj și încerci să iei legătura cu ei, ei spun că ei nu te cunosc, că ei nu știu cine ești și cum îți câștigi pâinea și că poți să stai liniștit că îți urează mult succes. Bă, în ce țară am ajuns, mă! Bă. bă, în ce țară trăim, bă, ca să-ți fure cineva identitatea? Și cred că astăzi sute de oameni au raportat acest grup, acest grup Anapoda, făcut de niște șmecheri, care pe numele meu, pe imaginea mea și pe toate datele mele, deci contul meu de Facebook, ăsta pe care voi vă uitați de 10 ani de zile, se cheamă Luis Lazarus Zeus TV. De ce se numește Zeus TV? Pentru că, pe vremuri, eu am avut televiziunea Zeus TV pe care a închis-o porcul de Băsescu, da? Deci această televiziune s-a numit Zeus TV la vremea aia, anii 2010-2012, pentru că ăștia îi spuneau lui Băsescu Zeus. Și eu ca să-mi joc de el, am numit televiziunea Zeus, numai așa, de-al dracu ce eram, cum ar veni treaba. Bun, și a rămas televiziunea Zeus TV. Ăla s-a străduit din toate puterile lui ca să o închidă să facă ceva. Până la urmă m-a închis economic, pentru că mi-a retras toată publicitatea și n-am mai avut ce să fac. Și am pierdut o groază de bani și s-a dus naibii pe apa sâmbetei. Dar contul de Facebook a rămas așa. Luis Lazaru Zeus TV. Pentru că, pe vremea aia, Ăla era contul de Facebook asociat televiziunii de pe vremea aia. Scurpă 2. Ăștia, idioți ăștia care au făcut acest cont, patria lui, Luis, Lazarus, Liniuță, Zeus, ei nici habar n-au despre ce e vorba. Că ei, ca și mulți alții care habar n-au pe ce lume trăiesc, au senzația că eu m-am supranumit, eu Zeus. Eu nu m-am supranumit Zeus. Băsescu să supranumea Zeus pe vremuri și îi plăcea din anturaje, știu, să-i să spună împăratul că îl cheamă Traian, să-i să spună Zeus că el era cel mai înalt, el să situa undeva în Olimp, că el stă în Olimp și așa mai departe, și îi plăcea mult să-i se să spună lui că el e Zeus. Deci e cu totul și cu totul altă poveste aici. Dar ăștia habar n-au că nici nu s-au uitat ca lumea, cum se numește contul ăla. Și atunci au aflat, când am anunțat eu cu ceva timp în urmă, acum vreo două-trei luni, că eu fac uh, o asociație, un ONG care se va numi Patria și eu am început să vorbesc despre Patria și voi scriați tot timpul, trăiască Patria și așa mai departe, că doar se și poate vedea aici pe cont chestia asta, apare acest cont Patria lui Luis Lazarus Zeus. Și atunci eu mă sesizez imediat și zic, bă, dar cine sunt ăștia? Am încercat să iau legătura cu ei, le-am trimis mesaje. M-am gândit, păi, poate sunt uh, uh, niște tineri entuziaști, care sunt niște fani de ai mei și de ce să nu-i lăsăm pe oameni să-și facă și ei vorba aceea numărul? Că așa consideră ei, nu e niciun fel de problemă. Dar când colo, ce să vezi, surpriză, oamenii nu au răspuns. Nu au răspuns de niciun fel. Au primit și telefoane în Facebook. Am încercat să găsesc oameni care sunt în legătură cu ei. M-am trezit cu doi care erau de pe la bălți. Păi ce caută ăștia de bălți să facă cont cu numele asociației mele și cu numele meu? Adică, adică mi se pare total deplasat. Am vorbit cu acest individ care mi-a urat succes și mi-a spus că habar n-are cu ce e mă ocup eu, dar tu ne simțitule publice acolo și ești administrator la cont din Udeaconul ăsta sau cum îl cheamă, așa, acum de frică s-a retras din cont. S-a retras că a zis că el nu se mai bagă, că nu știu ce. Că nu e el administrator acolo pe contul ăla, e unul Ionel Bănescu. Bă, Bănescule, eu mâine dimineață mă duc la poliție și exact acolo la poliție voi da o declarație și voi face o plângere penală Ca să te liniștim, bă băiatule Că în țara asta nu poți să iei numele Exact așa cum îl are omul în buletin Și numele asociației Exact așa cum se numește ea Asociația Patria Care este uh, o asociație cu personalitate juridică Și care are deja mii de membri în momentul ăsta Și să faci tu un cont pe Facebook Și să spui că Asta e asta este contul meu, grupul meu. Ăla nu este mă grupul meu, că lumea s-a retras în valuri. Astăzi când i-am anunțat pe toți, când am văzut că nu mai am cu cine să discut, când am văzut că nu mai am nicio posibilitate. Băi, deci oricare dintre voi, oricăruia dintre voi nu i-ar conveni să i se ia numele, și să i se ia uh, numele contului de Facebook și al asociației, și să se facă un grup cum vine treaba asta? De unde până unde? Adică cum să spui tu patria lui Luis Lazarus Zeus? Deci este inacceptabil așa ceva. Și am vorbit cu acest individ, am vorbit, am vorbit singur, i-am trimis mesaje acestui individ Bănescu, păi și refuză să răspundă la mesaje. Și el între timp, ce credeți voi că face? Eu mă introduc acolo, în asociație, în contul de Facebook, împreună cu alți prieteni de-ai noștri, chiar membri ai Asociației Patria, ne introducem toți acolo și începem să postăm mesaje. Asta, e, asta, este un cont fake, opriți contul, ieșiți din cont și așa mai departe. Ăla se uită și după aia îmi șterge mie mesajele, băi. Băi, deci voi vă puteți imagina, suntem în Kafka aici, suntem în procesul, băi băieți. Băi, deci este incredibil așa ceva. Deci eu, Luiz Lazarus, da, eu mă duc într-un cont care se numește Patria lui Luiz Lazarus și eu scriu un contul ăla că ăla e un cont fake și că eu n-am nicio legătură cu el. Și că eu nu pot să am un dialog cu ai lui administratori ca să rezolvăm această problemă. Eu vreau ca acel cont să nu mai existe. Să se numească cum vor ei, dar nu Patria lui Luiz Lazarus, Zeus, în niciun caz. N-are cum să se numească așa, da? Ca să inducă ei în eroare publicul că eu sunt în spatele acelui cont. Păi, eu cum să-mi asum când eu nu-i cunosc pe acești oameni? Ah, dacă erau niște prieteni de-ai mei, dacă erau niște membri Patria, dacă erau și îmi cereau avizul, băi, lui hai să facem un grup de susținători ai Patria. Dar există contul, Asociația Patria, care se numește fix ca în documentele legale, în personalitatea juridică a asociației, există contul care poate fi găsit, da, fără niciun fel de problem. Și unde acolo se anunță toate evenimentele care se întâmplă în patria, între membrii, cum se constituie filialele și așa mai departe. Chiar astăzi am anunțat că Olarul Olaru Laurențiu a fondat filiala UK și a început să se organizeze acolo. De asemenea, mai e barză de la Megidia, care o să anunțe și el că intră în acțiune. Mai sunt oameni la Timișoara, la Constanța, aici la București, se vor împărți pe sectoare și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea se anunță acolo. Da, ăștia fac ei așa un grup vrăjală, Luis Lazarus, Zeus, patria lui Luiz Lazarus. Băi, nu poți să faci așa ceva, mă. Bă, n-ai voie să faci așa ceva, mă. Deci să folosești numele omului și asociația că vrei tu. Ok, deci uh, ceea ce vroiam să anunț era că toți cei care sunteți în patria să intrați pe acest cont uh, patria lui Luis Lazarus, să raportați fals, să dați mesaje și să vă duceți peste ei să terminăm odată cu porcăria asta. Mergem mai departe, că am fost adineori la România TV și ca să încheiem, că nu vreau să discut foarte mult despre treaba asta, și uh, trebuie să discutăm puțin despre COVID și despre restricțiile care urmează. Deci, oameni buni, <coughs> treaba este în felul următor. A apărut ăsta Mădălin Ionescu care și-a încheiat uh, în mod furtunos uh, cariera de jurnalist uh, cu emisiuni cu Leo de la Strehaia până când la a dat afară Canal D, a apărut acum că el se ocupă de COVID. Și a găsit și el un articol pe New York Times că acolo arată, vezi, doamne, faptul ăsta că e o problemă cu testele PCR. Da, doamne, e adevărat. Articolul este un rezultat, o rezultantă a tuturor dezbaterilor, discuțiilor care au avut loc în spațiu public, planetar, mai ales în Statele Unite, dar nu numai, și în Europa, despre povestea cu COVID și despre cum poate fi detectat COVID. -ul. Și s-a ajuns la următoarele concluzii, pe care noi le-am discutat în emisiunea mea în Luis Lazarus Zeus TV la Inedit TV, de-a lungul timpului, cu doctor de mare fiță și cu doctori curajoși ca uh, Ioan Cordoș de la Spitalul NASTA. Spital de specialitate, care se referă exact la plămâni, cu doctorul Răzvan Constantinescu de la Iași, cu doctorul Ciuhodaru de la Iași, zici că la Iași acolo sunt cei mai curajoși doctori, nu știu care-i treaba, pe la noi, pe la București, toți cântă în corul covițiilor. așa, și am ajuns la concluzia aceasta împreună da, cu toți specialiștii ăștia, pentru că noi suntem jurnaliști, noi ne facem treaba în ideea în care trebuie să analizăm lucrurile astea, să vedem cum stau și să vedem practic toți doctorii ce spun și după aia să selectăm cumva, să punem într-o ordine logică lucrurile astea. Și lucrurile ne spun următoarele. Anume că omul care a inventat PCR-ul a atras atenția că PCR-ul nu este capabil să găsească soluția precisă, exactă, concretă, cu mare acuratețe, prin care să spună omul ăsta are COVID. De ce? Pentru că nu a fost inventat testul ăsta pentru așa ceva. E simplu ca bună ziua. Cum se întâmplă treaba asta? Cum se ajunge la uh, ideea că cineva are COVID sau nu are COVID? Foarte simplu, în final se amplifică acolo respectiva probă dacă îi putem spune așa și această probă poate să genereze rezultatul de pozitiv în funcție de câte amplificări faci în principiu ar trebui să faci 24-25 de amplificări, dacă faci 50 de amplificări, este sigur pozitiv. Acum ce șmecherie e aici la originea poveștii ăștia ca să facă Toată șmecheria asta să arunce pe piață cifre alarmiste, să țină lumea în case, să facă uh, manevre planetare, nu neapărat naționale, dar în orice caz deasupra suveranității statelor noastre și a României implicit, ei amplifică de câte ori vor aceste probe pe care le ia de la X, de la Y, de la Z, până când ajung în faza de a declara că toată lumea are COVID. Pur și simplu. Nu raportează niciodată cifrele exacte. Bă, frate, câți oameni mureau anul trecut pe vremea asta? 780 de persoane au murit anul trecut în ziua asta. Bun, și astăzi câte au murit? Păi nu contează câte au murit. Astăzi contează doar ce problemă avem noi. Noi avem o problemă COVID-ul. Haideți că vă spunem câți au murit de COVID. A, ah, și păi la alții nu ni mai spuneți, nu? Nu. Bun, de ce? Păi pentru că așa vrem noi. A, ah, ok, am înțeles. Deci a spus că... informație și Batista bal și nu vreți să ne mai spuneți propriu zis ce se întâmplă. Ok, bun. Păi și cum ați ajuns la concluzia că au murit, de pildă, 50 de persoane sau 60 de persoane de COVID în ziua de astăzi, concret? Păi în urma testelor, bineînțeles. Care teste? Care stabileau că oamenii au COVID? care teste la origine, au o mare problemă că nu sunt cu acuratețe precise. Ba din potrivă, pot fi foarte eronate. Și asta s-a demonstrat masiv și maxim. Și atunci noi ce facem? Păi nu ne interesează pe noi. Voi luați de bună feliuța asta și ronțăiți-o, pe care vă dăm noi, ce o zvârta asta informațională, metaforic exprimându-mă așa, ca să înțeleagă lumea, și înghițiți-o pe asta. Ce să înghițim, mă? că avem 3500 de oameni bolnavi de COVID. De unde, mă, chestia asta? Cum ați ajuns voi la concluzia asta? Păi am testat uh, 30.000 de persoane și, iaute, dacă am avut atât de multe teste, am ajuns la concluzia că, iată, avem 3500 de oameni bolnavi de COVID. Păi ăsta e un fals ordinar, dezinformatorilor. Asta este o porcărie și o mizerie colosală. De ce spun asta? Pentru că, pur și simplu, voi nu aveți bază nici măcar pe, pe testul ăla Dar după aceea, după ce că nu aveți bază pe test Nu aveți decența să faceți nici măcar o autopsie După ce că nu aveți nici testul sigur Nici nu faceți autopsie La sfârșit ziceți că ăla a murit de COVID Bă, reveniți-vă la realitate Că lumea nu mai e atât de tâmpită și de proastă Cum era în uh, momentul martie când eram toți luați ca din oală, îți dai seama. Adică eram, și eu pot să spun că poate aveam naivitățile mele atunci, în momentul ăla, în uh, martie, când de fapt în februarie m-am întors din America și în martie a început balamucul. Și nu știam de unde s să apuc situația, de unde să apuc problema. Avusesem niște informații din America, America în momentul ăla stătea relativ bine, era departe de China, în fine, deși începuseră să se audă și pe acolo niște probleme. În fine, și am venit de la Miami, pe nu știu cât februarie, am ajuns acasă. În aeroport era plin de ăștia cu măști. Vă mă dați seama, în februarie, ăștia erau cu măști. Nu aveam stare de urgență, nu aveam stare de alertă, nu aveam pandemie, nu aveam epidemie, nu aveam de nicio culoare, nimic. Și eu când am ajuns și am pășit în aeroport. M-a luat deodată un șoc. ce cu oamenii ăștia, frate, aici? De ce sunt ăștia toți cu măști? Parcă, cum aveam noi în cap pe vremuri, chestia aia... Bă, zice, ăștia zici că sunt chirurgi toți. Adică au ieșit acum din uh, sala de operație. Așa apăreau prin uh, aeroport. Uh, vă dați seama, tot personalul aeroportului era cu măști. Noi nu eram obișnuiți cu așa ceva, că nu văzusem măștile decât în uh, sala de operație, la chirurgie. Ok, și... Aflasem, aveam niște date, aveam niște chestiuni. Am venit acasă, am rumegat bine lucrurile și am stat deoparte. n am mai apărut atunci o perioadă la televizor. Ba, cred că dacă mă gândesc bine, eu cred că o lună de zile n-am apărut la televizor. Pentru că tot stăteam și mă gândeam, zic, bă, dacă ies, măcar să nu spun vreo prostie, să încerc să mă informez. Am luat legătura în state cu Q, în România, cu doctor de amvergură. Vorbește cu Constantinescu. Chita, noi vorbeam de atunci cu oamenii ăștia, cu Ciuhodaru, cu Cordos, cu Constantinescu, păi, dar uitați-vă la emisiuni, că sunt toate în Facebook și inclusiv pe contul ăsta. Deci emisiunile cu doctorii ăștia au început încă din lunile aprilie-mai. De, at de atunci făceam noi emisiuni și discutam toate aspectele astea. Și în concluzie am ajuns la aceste date și aceste date arată clar că nimic nu este garantat. Nimic nu este sigur. Nimic nu este precis. Ăștia de la guvern o iau așa, zăuși prin pustiuri, ca vaca până lucernă. Doamne, este dezastru cu tare nu știu ce. Stați așa că au sărit cifrele cu 200%, că aveam 1000 și ceva și acum avem 3500. Aoleu, și ce ne facem atunci? Păi lasă, domne, că găsim noi, carantinăm localitățile. Carantinează localitățile de aiurea. Nu fac anchete epidemiologice, n-au nicio bază pe teste, nu fac autopsii, nu dau niciun fel de date precise cu privire la toți decedații unei zile. Pentru ei au dispărut toate infecțiile nozocomiale de care oamenii mureau pe vremuri, pe vremuri. Înainte de luna martie prin spitale. Da, asta e realitatea. De ce să ne ascundem după degete? În sistemul de sănătate din România se cheltuiau miliarde de euro anual și noi nu eram în stare, nu noi, noi, doctorii ăia, managerii, în fine, ăia care sunt acolo, nu erau în stare să securizeze din punct de vedere septic, să dezinfecteze spitalele ca să fie ok. Deci asta e realitatea crudă. Am prieteni, Anca cu arhitecta casei poporului, da? a fost lovită de o mașină, a avut un accident, și a murit în spital de infecție nozocomială care nu a avut nicio treabă cu fractura ei de bazin și ce a mai avut ea de la accident. Deci beata femeie a murit de o infecție nozocomială. Băi, rețineți, arhitecta casei poporului, asta mare pe care o vedem, cu care ori ne lăudăm, ori spunem că a fost Ceaușescu întâmpit că a făcut-o, că a dărâmat biserici, că a făcut cadres ca să fie aia moț în mijlocul Bucureștiului. E, arhitecta casei poporului, Anca Petrescu, care mie mi-a fost chiar prietenă, da? femeia a murit din cauza unei infecții nosocomiale dintr-un spital. Să fie clar. Nu știu câți alți oameni, colectivul, câți au murit de la colectiv, din cauza, nu din cauza arsurilor, pentru că ei au trebuit toți intubați. Bieți oameni, ei au suferit ceva înfiorător, îngrozitor. Deci, ei au murit la fel de infecții nosocomiale, mulți dintre ei nu dă incendiu, ca să ne înțelegem. Probabil că lumea nu mai ține minte. Sau nu știu care e situația. Unii au mintea scurtă. Ok, reveniți-vă, dracu, la realitate. Că nu trebuie să avem toți mintea scurtă. Unii trebuie să mai și ține minte despre ce este vorba în situații de genul ăsta. Mai departe, deci dacă tu eludezi cu bună știință existența, preexistența acestor infecții nosocomiale din spitale, și faptul că oamenii de-a lungul timpului au murit de infecții pulmonare, respiratorii și de alte naturi care pot fi asociate ușor cu problema asta care se numește astăzi COVID, în mod evident îți spui problema. Băi frate, când omul are probleme de ordin respirator, că zice că se instalează întâi în căile respiratorii și după aia coboară în plămâni sau, mă rog, în funcție de comorbidități poți, poate să ia și alte forme. Deci dacă tu vezi că un om are genul ăsta de probleme, cum a fost cu Marcel Pavel, nu? Marcel Pavel inițial a fost diagnosticat cu o pneumonie. Severă, dar pneumonie. Da? Când l-au dus acolo și l-au prins, pac, l-au aranjat. Ești bolnav de covid care-i treaba? Lasă pneumonia, că nu e relevantă, e prea banală. Dar oamenii au murit de pneumonii, de infecții nozocomiale asociate cu infecții respiratorii. Că, în esență, infecțiile alea, uh, respiratorii uneori de la infecțiile nozocomiale pleacă, în funcție de intubări, de chestiuni, de nu știu ce. Deci, problema asta a fost, de fapt. Și atunci au zis: Bă, Marcele, hai mă să te facem și pe tine, prietene, să fii și tu bolnav de COVID. Că a luat banii el că nu i-a luat, mai puțin contează. Ceea ce contează e că eu am vorbit cu el înainte, pe cine a văzut la vremea respectivă live-ul, am povestit eu cum a fost treaba, eu am vorbit cu el înainte la telefon și el mi-a spus clar că el are pneumonie și că nu are cum să aibă niciun COVID, că nu are ca atare respectivele simptome. Păi dacă nu le am, adică omul nu avea probleme cu pierdutul mirosului, a gustului, a nu știu ce, chestii de genul ăsta. Deci, în concluzie, era foarte deranjat. De ce era deranjat? Zicea el. Acum, mințe el, minț și eu. Eu nu fac decât să transmit mai departe ce mi-a spus el. Și am probe pentru ce mi-a spus, da? Și spunea, domne, mie nu-mi convine că se spune pe toate televizoarele că eu am COVID. Și pe mine mă afectează treaba asta. Că eu am doar o uh, asemenea uh, chestiune, o pneumonie. Și a spus atunci, păi da, du-te frate la televizor și revoltă-te acolo și nu-i lăsa să mai spună că tu ai COVID de vreme ce tu nu ai un test. Că el nu avea un test precis în momentul ăla. Și tu aia să ce la gâdea în emisiune, în emisiune, până Skype, prin ce era, telefon, că era, vezi, doamnei, la bal și internat, și apare Marinescu ăsta care e trompeta balșului uneori, și spune în direct și în exclusivitate la emisiune la gâdea că are COVID. Bă mă Adică asta normal că a scandalizat pe toată lumea. Dar ce m-a frapat pe mine ca om care discutasem cu el înainte a fost că pe el nu l-a scandalizat deloc. Adică tu una vorbești, ai discurs dublu, una vorbești cu mine la telefon, alta spui la televizor când te vede toată lumea. Adică ce ai frate? Ești dus cu pluta sau care-i treaba? În fine, trecând peste chestia asta, care s-a întâmplat atunci, se pune problema de acești uh, oameni care constituie grupul strategic și care ei ne spun nouă că vezi, doamne, domne, au sărit cifrele în sus. Bă, unul dintre ăștia este acest uh, Arafat. Și am aici, uh, pentru cine vede, dar pentru cine nu vede, să poate uita liniștit, ăsta e CV-ul lui Arafat. Deci, în CV-ul lui Arafat, noi avem niște nedumeriri. Ne avem următoarea nedumerire. Bă, Arafat a venit în țară încă dinainte de 89 și uh, n am înțeles uh, concret cum a făcut cu liceul, cum unde a absolvit liceul, care a fost treaba, dar uh, văd că după aceea a făcut uh, facultatea de medicină. Și la facultatea de medicină scrie aici uh, negru pe alb diploma de doctor medic în 1989. Uite, aici scrie, doctor medic, în 1989. Ca și a scriu ei acolo pe diplomă. Bă, da, următorul la punctul 2 apare o diplomă de master din 2003. Acum, pentru cine nu știe, după ce faci facultatea de medicină și îți dă diploma asta de doctor medic, cum a luat-o el în 1989, Arafatul, după aceea trebuie să... Asta era de șase ani facultatea, aud că a făcut vreo 9, deci înseamnă că a fost și repetent vreo 2 ani măcar, așa, trebuie să ne răspundă. Îi punem și noi o întrebare lui Arafat, elegantă, frumos, nu acuzăm, nu facem nimic, domnul Arafat, ați făcut cumva facultatea de medicină 9 ani? Că dacă ați făcut-o 9 ani, să ne spune și nouă de ce n-ați făcut-o 6? Înseamnă că ați fost repetent vreo 2 ani, sau ați întrerupt-o, sau care a fost treaba? Deci e o simplă întrebare, dacă vrea să răspundă. Dar cum știți bine, el nu răspunde. Că toate întrebările pe care eu le-am pus nu și-au găsit răspunsul. Ok. Mai departe. După ce terminați facultatea de medicină și v-ați luat diploma de doctor medic în 89, trebuia să faceți rezidențiatul. Rezidențiatul, atenție, să mai face și ăsta vreo câțiva ani bunicei. Adică, el spune aici că ar fi făcut rezidențiatul la anestezie și terapie intensivă în cadrul clinicii de anestezie și terapie intensivă din Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș. Bun, între 90 și 94, deci 5 ani a făcut rezidențiatul. Acum ce nu știe Arafat sau să face că plouă, este că după ce îți dai rezidențiatul, adică Stai 5 ani ca medic rezident sub coordonarea unui alt medic de profil, cum ar fi cazul un medic de anestezie și terapie intensivă. Da? Deci, după treaba asta, trebuie să mai dai un examen. Și în urma acestui examen, iei o diplomă de specialitate. Și abia. Specialitate, care specialitate? Două anestezie și terapie intensivă. Că toată lumea zice că Arafat este doctor. Și că este doctor de terapie intensivă, de ATI, anestezist în principiu. El ar fi anestezist. El din doctor anestezist a ajuns să se priceapă la toate. A ajuns să facă el să dreagă smurd, dragi legi, fundații, să sugrume sistemul de ambulanță din România. El e peste tot și pe niciunde. Și acum problema este următoarea. În acest CV eu nu am găsit... Unde ne spune Arafat că el are o diplomă da, de specialitate. Deci orice doctor, ca să înțeleagă bine toată lumea, orice doctor, când absolvește, când absolvă facultatea de medicină, are o diplomă, diploma de medic-doctor, pe care o are în 89. După ce face și rezidențiatul, iată, din 90, 94, 5 ani, deci după ce face și treaba asta, trebuie să mai dea un examen, să-și ia o diplomă de specialitate. Diploma asta de specialitate arată unde ești tu specialist. Bă, până și medicul de familie are o asemenea diplomă de specialitate. Și trebuie să ne arate unde e el specialist. Unde este în CV-ul lui Arafat trecută diploma de specialist și în ce e el specialist? Că dacă nu are diploma asta de specialist, el nu poate să profeseze, ca să ne înțelegem. Cum profesează el cu diploma de medic-doctor, dacă nu are diploma de specialist. Că de aia e medicina mai cu skepsis, pentru că după ce faci șase ani de medicină, mai trebuie să faci cinci ani de uh, rezidență. Și uh, când ești medic-rezident, prietene, la sfârșit îți se dă această diplomă și nu e trecută diploma în, în CV și o îl întreb arafat. Bună de ce n-ai trecut umă, mă, diploma ta de specialist în CV? Că este foarte ciudat. Adică, eu mi-aș fi trecut-o. Uite, eu, de exemplu, dacă vă uitați pe contul meu, Luis Lazarus, o să vedeți acolo toate diplomele. Diploma de licență, Facultatea de Filozofie a Universității București. Diploma de master, Facultatea de Filozofie a Universității București. Master în Filozofia Culturii. Diploma de master în jurnalism. Deci, la... Facultatea de Jurnaliști și Științele Comunicării din cadrul Universității București, diploma de la Colegiul Național de Apărare, diploma de la Universitatea Națională de Apărare, premiul pentru excelență în televiziune pentru investigații, deci premiul acordat de APTR ca cel mai bun investigator din anul 2007, așa. Deci, acum întreb și eu, de ce Arafat, nu și-a pus în CV diploma de specialitate. Pentru că, dacă aici apărea diploma de specialitate, am fi putut vedea și noi în ce e el specialist. El ne spune nouă că după 94, după ce el termină rezidențiatul, și rezidențiatul ăsta ar fi trebuit terminat cu o diplomă, deci cu un examen important care trebuia să se dea la sfârșitul rezidențiatului, ca după aia să vadă el unde lucrează, nu? Adică în ce ești specialist? Că zice lumea că e anestezist și că e cu terapia intensivă și nu știu ce. Și noi acum trebuie să vedem el în ce era specialist. Era chiar anestezist aici cu terapia intensivă, că de aia după aia a preluat smurdu și cu tare nu știu ce. Dar cu asta e o chestie mult mai complicată cu smurdu, în fine. Eu n-am înțeles cum de a făcut el chestia asta aici, uite, ca să vadă și toți cetățenii care se uită la noi. Uite cum apare aici. Diplomă de medic doctor 89, medicină generală. După care doi, adică nu e ceva între ele, diplomă de master 2003. Masterul nu are nicio valoare în medicină. Hai să fim serioși, asta sunt niște glume. Diploma de specialitate a trecut aici la doi. Unde este diploma de specialitate, Arafate? În ce ești tu specialist? Că după aia zice că el a lucrat, bă, frate, numai pro bono. El nu a mai uh, fost remunerat. Vezi, Doamne, asta mi se pare o chestie foarte ciudată. Dar cum să muncești tu atâția ani fără să fii remunerat? Da? Uite, de exemplu, zice că funcția sau postul ocupat din 94 în 2007. Da? Adică în 94 termină rezidențiatul dă un examen, devine medic specialist, primește o diplomă de specialitate în ceva, nu știm în ce, că dacă nu apare diploma aici, de unde trebuie să știm? Așa? Și după aia ocupă un post. Dar ce crezi că post ocupă el? Medic șef. Auzi, din prima ocupă, deci termină rezidențiatul în 94 și tot în 94 el e medic șef. Unde e medic șef? La departamentul de urgență, smurd, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și grupul de pompieri al județului Mureș. Activitatea, acum vine informația foarte tare, activitatea între 1994, adică de când a terminat rezidențiatul, și până în 1998, a fost cu caracter voluntar și fără remunerare. Bă, am citit bine. Doamne ferește, deci asta chiar scrie aici. Deci domnul Arafat este voluntarul și minunatul și extraordinarul cetățean care a muncit oameni buni patru ani de zile fără să ia niciun salariu. Bă, din ce o fi trăit, mă, băieți? Din ce o fi trăit el între 94 și 98 că nu era vorba aia remunerat? Adică e ciudat cum se pune problema aici. Va să zică să nu poată fi tras el la răspundere acum bă, ce bani ți-ai luat între 94 și 98 că nici măcar nu ai diploma de medic specialist aici în CV. Și acum eu îl întreb pe Arafat. Băi Arafate, ne arăți și nouă diplomata de specialist. Când ai luat-o și ne explici cum ai putut tu, Doamne, să trăiești așa fără niciun leu sau te ocupai cu alte lucruri între 94 și 98? Că zice că a fost cu caracter voluntar și fără remunerare. Acum eu am întrebat lumea. Medici de calitate, de calibru. Și medicii mi-au spus așa, domne, ăsta zice că a fost la smurd. Da, la smurd, ca așa scrie aici. Smurd, din cadrul spitalului clinic județean, bla bla, Târgu Mureș. Între 94 și 98. Și medicii ăștia ce mi spun mie? Domnul Lazarus, dumneavoastră era poate în facultate atunci. Chiar exact așa era. Ce să vezi? în 94, 95 și 96 și până în 2000, eu am făcut numai facultate. Și nu eram atent la cum era smurdu și care era treaba. Și ăștia mi-au spus așa, Dumnezeu smurdu s-a înființat abia prin 97 către 98. Adică perioada asta din 1994-98, când el spune că de fapt a lucrat ca voluntar la smurd, ani de zile, îți dai seama, era medic șef pe propria lui mașină sau pe ceva, că smurdul nu exista, conform spuselor unor doctori de calibru, care știu cum a evoluat smurdul în România. Deci, el, de fapt, el a lucrat la o chestie care nu exista. Și și-o pune în CV aici. Că lumea, dacă tot e cu smurdul în cap de atâta timp, lumea a uitat acum. Bă, stai mă, când a apărut smurdul ăsta? Care a fost treaba cu el? Ce evoluție a avut? Era o fundație pe acolo, pe la Târgu Mureș. Și l-a luat cineva sub aripa lui, și eu te acum spune că între 94 și 98, acum dacă tot vă uitați 8.000 de oameni la mine pe secundă, trebuie să fiu precis, nu? Să nu vă dezinformez cumva, că nici n-am cum. Eu doar citesc de aici, din CV, să trăiți. Noi lucrăm cu materialul clientului. Arafate! Deci, în no între 94 și 98 ai lucrat la smurt. Dar doctorii spun colegii tăi că smurdul a început să, și a început existența lui de prin 97. Interesant. Deci tu vreo trei ani după ce ți-ai făcut rezidenția tu, dacă ar fi să mă iau după doctori, uh, ai muncit la smurd conform CV-ului, dar n-ai muncit la smurd pentru că smurdul nu exista. Adică te te gândeai, adică ți-ai făcut proiectul, bă frate, hai să vedem să facem smurdul ăsta, să vedem cum o scoatem la capăt. Deci, asta e o chestie interesantă care mi se pare mie că merită discutată și merită puse niște întrebări pentru Torșu Arafat. Respectiv faptul că el după ce își face rezidențiatul nu simte nevoia ca orice arab de stoini care în general, că eu știu, arabi, ei se laudă cu diplomele, ei sunt doctori cu tare, doctor cu tare, doctor cu tare. Ei sunt doctori și în inginerie și în orice, chiar dacă nu și au dat doctoratul. Așa li se spune lor, doctor cu tare. Doctor Raed Arafat, doctor Mohamed. Mohamed Murad, el e în industria hotelieră, dar el e tot doctor. În medicină. Ăștia toți veneau în țară, în România, și făceau medicina. Și după ce făceau medicina, ieșeau doctori. Dar cu diploma asta de doctor medic, cu care nu aveau nici măcar drept de liberă practică. Până când nu făceau rezidențiatul și nu-și dădeau examenul de specialitate. Și după aia luau a doua diplomă de specialist. Așa, deci problema este exact următoarea. Și anume că domnul Raed Arafat ar putea să ne dea niște răspunsuri la niște întrebări. Cu alte cuvinte, cum a stat el patru ani fără niciun leu? Adică s-a ocupat cu altceva sau care era ideea? Mergea bine cu fundația Smurd, dar care nu avea un corespondent în lumea reală? Sau când s-a înființat fundația Smurd sau care a fost treaba? Uh, cum a făcut el uh, acest rezidențiat al lui și de ce nu și-a trecut uh, diploma de specialitate în CV. E de ajuns ca lupul ăsta de întrebări? Nu o acuzăm, nu ne supărăm, nu ne deranjăm, doar că ne interesează ca idee. Și acum, ca să vă mai dau o bombă, la un moment dat, pe aici, prin CV, apare că domnul Raed Arafat a fost și ce credeți? Reprezentant OMS pe România. Chiar al biroului regional de pe Europa, ceva. Mamă, o chestie de-asta periculoasă, rău de tot. Deci, periculos înseamnă că avem niște antecedente frumoase cu OMS-ul și cu Arafat. O, oh, ne place mult asta. Dar nu a făcut tapaj el în legătură cu chestiile astea. Ok, o să-l întrebăm și pe asta. O să-l întreb, să întrebăm și acest aspect, dacă în perioada în care a fost reprezentant al OMS în România, a avut ce activitate a avut și cu ce s-a ocupat și care a fost treaba. Bun, acum mergând și de la Arafat mai departe, vroiam să mai abordăm și chestiunea asta care ține, de fapt să o închidem că e, fusese ca o paranteză treaba asta cu Arafat. Să închidem și treaba asta cu testele și să ajungem la restricții, că aici eu zic că pe voi vă interesează cel mai tare ce se va întâmpla, oameni buni, cu România, ce se va întâmpla cu țările din jurul nostru, unde va duce acest COVID, până unde va duce acest COVID și ce viață vom avea noi. Bă, tot ceea ce pot să vă spun este că lucrurile nu vor evolua spre bine, din nefericire. Trebuie să fiu franc și să vă spun în față Că lucrurile nu vor evolua bine. Pentru noi, ăștia care suntem niște oameni simpli, care suntem la dispoziția lor și care trebuie să acceptăm ce ne dau ei și cum vor ei să placeze ordinele și să carantineze localități și așa mai departe. Deci, pentru început, treaba este așa. Dat fiind că, așa cum am spus, testele nu pot fi validate din niciun punct de vedere. Ei pot să ne dea nou orice fel de teste, orice fel de număr, orice fel de situație pe care noi nu putem sub nicio formă valida, habar n-avem care e situația. Trebuie să o luăm ca atare. Dacă ei spun, aveți 6.000 de îmbolnăviri astăzi, noi ce să le facem lor? Spuneți-mi mie voi dacă voi puteți să le faceți ceva lor. Vă spun eu, nimic. Stăm și ne uităm ca proștii la ei, cum ei de la înălțimea funcțiilor, eventual cu un trabuc sau cu un uischian în față, ori de la vreo petrecere, astăzi cât le spunem, mă, că avem ca teste. Păi, comandante, le spunem 4.000, e bine? Bagă, mă, 4.000, să mai sperie fraierii, că merge și așa. Bun, noi ce ar trebui să facem? Noi ar trebui să-i luăm de urechi. Să-i luăm de urechiușe. Bă, băieți, arafate, chiar vin om în Mânca te nene. Despre ce vorba aici? Domne, că testele că nu știu. Ia fă mă tu o defalcare scurtă așa. Să vedem noi exact cum stă treaba. Bag o defalcare scurtă așa să vedem cât s-a Câte cifre ai zis că câți oameni ai infectați? 4000. Bun, mă interesează cât sunt retestați. Uh, păi stați puțin că să vedeți. Nu, 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 nu stăm deloc. Cât sunt retestați? De deci, ce? Erau bolnavi dinainte. Și mai bagi o dată acum ca să sperii lumea. Păi domne, că sunt atâția. Nu știu, habar că dacă n-am uh, acces la informație, e ultra secretă treaba, ok? Mai departe. Ia spune-mă, cât sunt asimptomatici dintre ăștia? Domne, asimptomatici sunt uh, 80%. 80%, a? Uh? Bun, deci din 4.000, să dăm 8 ori, 4, 36. 3.600 sunt asimptomatici. Ok, dacă 3600 din 4000 sunt asimptomatici, ia să vedem noi cât de asimptomatici sunt ăștia. Sau or fi cumva oamenii de fapt sănătoși și voi vă bateți de joc de ei. Păi și cum să facem? Retestăm. Retestăm încă o dată, tati. Dar nu unde au fost ei testați prima dată. Ci în alte zone, ca să rupem lanțul ăsta cauzal de șmecherii. Pentru că, nu știu dacă v-am mai spus... Sau am spus la televizor odată, dar se poate să fi fost foarte ampasant toată informația. Am avut o prietenă care s-a dus și s-a testat pentru că răcise. Deci, ea chiar avea niște simptome. Răcise și o durea un pic cap Și s-a dus și s-a testat. Și ăla unde s-a testat, al minte, mare sculă el să crede mare șmecher, mama are niște figuri în cap cu influențării, cu chestii, cu mamă, el e mare șmecher, înțelegi? Ăla zice, domne, ești pozitivă. Fata, femeie de calitate, cu soț bogat, cu conexiuni, cu nu știu ce, îl lasă pe ăla în treaba lui, care ăla deja dă telefon la DSP și anunță DSP-ul. S-a testat cu tăreasca la mine și umflați-o, pac, pușcăria medicală, că e, e, are și niște simptome, e un pic rău așa, pușcăria medicală, săltați-o că eu am scos-o cu COVID, între timp fata ce face? Fata, zic eu fata așa, e o doamnă care are și copii, soț, de toată stima, o femeie de calitate. Se duce și se retestează, nu într-un loc, nu în două, în trei. Băi, băieți, bă, să le testează în trei locuri diferite. Și ce credeți? În toate celelalte trei locuri, ea iese pozitivă. Și îi dă telefon șobolanului și spune, bă, băiatule, tu ai vrut să-mi distrugi mie familia? Tu ai vrut să mă bași pe mine într-o porcărie de genul ăsta? Bă, nu ți-e rușine așa puțin, mă? Cum mă scos tu, mă, nesimțitule pe mine pozitivă, când eu am mai făcut trei teste și sunt absolutamente negativă? Băi, acum țineți-vă bine ăștia 8300 care vă uitați la mine, prietenii noștri și partenerii noștri din patria, țineți-vă bine să nu cădeți de pe scaune. Ce-i replică ăla? Nu mă interesează unde te-ai dus să te testezi. Eu garantez pe testele mele și dacă eu garantez pe testele mele, tu ești pozitivă. Bă, voi vă puteți imagina una ca asta. Deci, femeia să mai testează în trei locuri diferite, care toate dau că ea este negativă și ăla simțitul continua cu orice preț și nu avea el nicio treabă. Știi orgoliu ăsta? A, pe cum? Mă? Dacă noi am făcut, Andres? Bă, și vreau să iau aprobarea de la ea, pentru că e neelegant să spun cine e și la ce clinică s-a dus să se testeze prima dată, și vreau să iau aprobarea de la ea și eu am să fac publică treaba asta, ca să fie clar. Deci nu mă las până când nu iau avizul de la ea să o fac publică. Cu nume, cu tot, tot, tot. Și cine a fost și unde s-a testat și așa mai departe. Și ea, după aceea, a avut mare negociere, nene, cu cine credeți? Cu DSP-ul? Pentru că ne simțitul continua să alerteze DSP-ul ca să o ia pe biata femeie. Să o bage în pușcăria medicală. Pe motiv că, vezi, doamne, dacă el a făcut testul, oh extraordinar, el a făcut testul, el este numărul unu. Și ca atare, dacă el a făcut testul, nici nu se pune problema uh, cu privire la siguranța și acuratețea testului pe care el uh, l-a făcut. Deci, vă dați seama, un psihopat din ăsta cu care nu ai cum să discuți. Și fata i-a spus așa elegant, bă, băiatule, nu intra în conflict cu mine, că și așa mi-ai făcut destule neajunsuri cu DSP-ul și cu toate astea. Și a vorbit ea la DSP, a negociat, a venit cu testele. Normal, DSP-ul ce putea să facă? Adică, cum s-a discutat atâta timp când s-a discutat pe aici. Prost, prost! Bă, dacă când îți vine un test pozitiv și încă trei negative, tu DSP ce să mai faci? La revedere! Ai capotat, te-ai dus la plimbare, mai stai să o întrebi, domne, da, dumneata, în loc să te izolezi, de ce te-ai dus la alte testări și nu știu ce cu tare, că ei de fapt asta fac. Ei, după ce te testează prima oară, ideea este bage în pușcăria medicală. Ori să te ia pe la spital, ori să te ducă acasă și să te izoleze două săptămâni. Asta e șmecheria lor. Numai că, vă dați seama care era șmecheria, adică ea chiar avea niște simptome, culmea. Că fata, femeia, fusese un pic grăcită. Și s-a speriat, a crezut că bă, poate o ia și COVID, cine știe. Nimic din toate astea, oameni buni. De ce am făcut paranteza asta și am prezentat cazul ăsta? Pentru că acest caz, ca și cazul părinților de la Bistrița cu copilașul de un an jumate care a fost catalogat drept pozitiv și ei negativ, culmea, și când a vrut DSP-ul să le ia copilul, au fugit cu mașina și s-au dus direct la Viena, în Austria, și au făcut alte două teste și a ieșit copilul, că era bineînțeles negativ, da? Al Minter, dacă s-ar fi luat după nefericiți ăștia de la DSP unde ar fi ajuns. Așa, deci cazurile astea sunt cazuri emblematice, care arată exact ceea ce noi argumentăm. Și anume că n-ai nicio acuratețe și nicio precizie, nicio siguranță în aceste teste. Neavând de la origine, din vari motive pe care nu le mai reiau acum, precizia că, siguranța că aceste teste sunt ok, tu nu ai siguranța cifrelor. Și tu când spui Astăzi avem 3.000 de uh, infestați, infectați. Uh, mâine avem 3.500. O să ajungem la 6.000. Bă, tu poți să -mi spui mie că ajungi și la 10.000. Tu nu poți să pui bază pe testele alea pe niciunul. Deci nu contează că tu testezi mai mulți, că uh, amplifici mai mult uh, tot sistemul pe care tu îl ai în vedere. Și că în final ție -ți niște rezultate. Nu contează pentru mine absolut deloc treaba asta. Pentru că nu în numere stă acolo uh, chestiunea, ci în acuratețea testului. În precizia și siguranța testului. În asta constă toată problema. Deci tu poți să faci 10.000 de teste sau poți să faci 500 de teste. Dacă tu le faci prost, nu contează câte faci. Tu poți să faci oricât te vrei. Pentru că ele tot prost ies. Deci nu contează până la urmă testele. Necontând testele, nu contează măsurile. Necontând măsurile, nu contează asimptomaticii. Ei nici măcar nu sunt în stare în momentul ăsta să ne povestească nouă dacă asimptomaticii într-adevăr transmis sau nu. Deci totul e o bulibășeală este din comun. Și atunci, sigur că da, apar restricțiile. Pentru că asta e problema. Păi cine ar deranja altfel? Păi pe cine ar deranja dacă ei ar da niște cifre de-astea alarmiste, televiziunile nu i-ar băga în seamă și toată lumea ar fi fericită fără niciun fel de chestiune. Horeca ar merge, restaurantele ar merge, lumea s-ar duce la teatru, ar exista concerte, ar exista adunări publice și toate din astea. Păi ei ar putea să raporteze absolut orice cifre, că n-ar interesa pe nimeni. Dar de ce ne interesează pe noi? Pentru că raportarea eronată, cum s-a demonstrat deja, a acestor cifre pe care raportarea ei nu vor să o aducă într-o variantă cât de cât firească și normală, în sensul că, Domne, hai să vedem și noi. Ne uităm mai cu atenție la cum se fac prelevările de probe, cum se fac aceste amplificări la aparate, PCR-ul și nu știu ce, ca să fim și noi siguri că dăm niște rezultate precise. Nu, no, ei nu vor. N-au nicio treabă. Ok, ne acuză lumea că nu facem uh, niciun fel de autopsii. Hai să facem niște autopsii. Adică nu văd la ei, la guvernul ăsta sau oricare guvern ar fi fost, nici nu mă interesează, nu văd la ei o preocupare, o, un interes, o chestie concretă, concludentă. Domne, hai să demonstrăm și noi că suntem comunicativi, că suntem transparenți față de public și să arătăm că, uite, noi putem să ne bazăm pe aceste teste și putem să uh, imprimăm uh, niște măsuri în public, în societate, bazate pe niște cifre exacte. Că de ce ei, până la urmă măsurile? Din cauza cifrelor. Cifrele de ulei le ai din sistem. Sistemul, dacă e prost, practic îți cade jos tot eșafodajul tău argumentativ ca un castel de cărți de joc peste care a suflat vântul sau chiar un copilaș. Deci e ca o chestie din asta total nefundamentată. Și atunci tu iei măsuri. Și exact cum spuneam, nu m-ar interesa dacă n-ai luat măsuri. Dacă îndei măsuri, chiar mă deranjezi. Adică nu poți tu să faci un concert. Nu poți să faci un eveniment. Nu poți să te duci la teatru. Nu poți să te duci la cinema. Deci ce ai paradit întâi? Vorba lui prostul ăla de portocală. Cultura ai făcut o varză. Nu te mai poți duce nici la restaurant, ai paradit și toată industria restaurantelor. Deci partea Horeca. Bun. Dar ai paradit și hotelurile. Că hotelurile fără restaurante în interior, ce să facă? A, ai lăsat terasele. Extraordinar. Hai că o să ajungem acum la vorba aia. Minus 10 grade și ne ducem la terasă să mâncăm ceva, nu? E minunat. E ce mai? E? E superb. Deci, toate lucrurile astea generează supărări, mari supărări, pentru că oamenii rămân fără bani. Discutăm de sute de mii de oameni care lucrează în Horeca. Discutăm de alte sute de mii de oameni care sunt afectați pe orizontală din cauza faptului că Horeca cu teatrele, cu cinematografele și cu toate lucrurile astea nu mai funcționează. Deci nu este exclus ca să ajungem undeva la un milion de oameni care sunt afectați din cauza acestor decizii tâmpite, pe care ei zic că le iau pentru două săptămâni, că nu știu ce, dar al minteri apar doctorașii ăștia, isteți, al de Rafila. Nu vreau să vă spun eu acum, nu vreau să vă spun mai mult. De ce nu vrei, mă, Rafila, să spui mai mult? Da te rog, dar eu chiar vreau să spui mai mult. Dar vreau să ne lămurești și pe noi, ce... Rahat, rumești tu acolo. Și asta nu vreau să spun mai mult. Vine ăsta la alt străinul șarpele cu cercei și zice O, nu, domne, păi da, trebuie să purtați mască în continuu pe stradă pentru că e în aer. covid e în aer. Păi al cu covid ăsta, mă, zici că este oxigen. Stă în aer, mă, este ceva incredibil. Deci a rezolvat-o și asta. Vine și alt, Musta. Musta mai aruncă și la niște chestii alarmiste și parafat bagă și el că trebuie distanțarea socială în casă și unde ajungem, frate, cu toți ăștia? Deci ăștia sunt așa, zici că e o brigadă de alarmă. Bă, brigada, asta nu ar trebui să se numească grupul strategic de informare. Ăștia ar trebui să numească brigada de alarmă dezinformatoare. Adică parcă la ei totul este pădos. Parcă ei ar avea un interes direct, precis și exact să bage frica în popor și să folosești și de niște televiziuni unde mai apar strategic așa și încep ei cu enfază să duce ăla Uh, Arafatul se duce la ăsta, la Tudor, care i colegul lui de fundație Zmur, de unde și așa la bănuțul cât cuprinde, se duce acolo și comentează ei și îi pune țara la cale și cum suntem noi niște uh, alarmiști și niște irresponsabili care ies pe la manifestații și nu știu ce. Și eu întreb mereu unde e mă ăla care s-a îmbolnăvit la manifestație? Păi la manifestație sunt o mie de oameni, două mii de oameni care restul stau pe acasă. O să vedem când Patria se va organiza, cam câți vor veni la manifestații. S-ar putea să se schimbe puțin datele problemei și unii s-ar putea să se sperie. Motiv pentru care au și băgat clona contului Asociației Patria. Da, păi cred că au băgat și clona aia. Ca să holomocească mințile oamenilor. Ok, și uh, vin cu enfază așa și pe la televizor, că altfel cum dracu să transmită zvonurile astea alarmiste, și încep să ne aburească cum se întâmplă totul, cum e apocalipsă, cum e ceva tragic, cum e o nenorocire mare. Dar în realitate, da, adică măsurile sunt chiar de apocalipsă. Măsurile să începi tu și să închizi localități, să distrugi oamenii ăia, să-i lași fără joburi, să le faci numai nefăcute, să îi aduci la exasperare, că vă dați seama cum va veni vouă tuturor celor care vă uitați la mine ca mâine dimineață să vă treziți cu localitatea închisă. Aveți și voi niște planuri, aveți niște responsabilități, niște obligații să vă duceți colo, dincolo, pac, s-a închis localitatea. Băi, alo, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Exact cum s-a întâmplat cu Iașu. Și acum ajungem la ultima parte a discuției noastre, care este o chestiune care ține de religie de religie, de credință, de ce suntem noi creștini ortodoxi și de ce înseamnă pentru noi uh, cu vioasa Sfânta Paraschiva. Deci aici problema este nu numai de religie, ci și de discriminare și uh, de îngrădirea unor libertăți care este profund și total anticonstituțională. Și asta s-ar întâmpla în absolut orice țară de pe planetă, fără niciun fel de problemă, nu trebuie să fim noi România. Și nu trebuie să fim noi nici mai habodnici, nici mai credincioși, nici mai disperați după ortodoxie sau că ne interesează pe noi, cum ne acuză unii, că suntem pupători de oase și altele asemenea. Eu n-am pupat niciodată oase, iacătă și nu sunt nici habodnic și nu sunt nici un om care să se ducă toată ziua bună ziua la biserică, dar la Paște am fost întotdeauna de când eram copilași și uh, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat cu Paștele în anul ăsta și mai mult decât atât în partea asta a doua anului ca să omori și povestea asta cu Vioasa Paraschiva mi se pare complet deplasat. Și a apărut Diana și a zis așa Domne, nu există nicio țară, uh, nicio lege în țara asta care să mă oblige să nu mă duc eu la Cuvioasa Paraschiva și eu să mă duc acolo să vedem dacă mă arestează cineva. Bun. Eu vreau să vă spun ceva, cu adevărat am să vă spun ceva, pentru că nu are rost să vă mint. Eu nu am ajuns niciodată la Iași ca să mă duc la cuvioasa Paraschiva la moaște. Deci nu am ajuns. Viața a fost de asemenea manieră, Iași e foarte departe, n-am ajuns acolo. Bă, și mă gândisem, bă, poate merge și noi anul ăsta. Să vedem cum e atmosfera, să vedem. Eu sunt un tip cu feeling, mai am așa câte un feeling. Să văd și eu dacă simt ceva acolo când mă duc. Uite așa, e vreo problemă? Domne, când aud că s-a uh, rectificat uh, situația și că nu mai prea multă lume acolo. Măi, da, când ați scos la vot 8 milioane de oameni, 8 milioane de oameni s-au dus la vot, s-au îmbrâncit, s-au înghesuit. Mulți dintre ei nici nu aveau măști ceea ce mi se părea absolut firesc, că doar nu, nici acum nu sunt depurtat măștile pe afară. E doar o recomandare. O să vedeți pădrea cum patru când devine obligație. Volens, nolens, o să trebuiască să purtăm toți măștile. La revedere! Cum ieși din casă, pac! Mai grav ar fi să nu cumva să te trezești cu controlul pe acasă, să-ți bată ăștia nușe în civil. Alo, bună ziua, suntem de la poștă sau sunt un curier. V-am adus un coleg și când deschizi ușa să te trezești cu unul. Comisarul cutare, purtați masca. Tute te cu de aici, măi urâtule. Doamne ferește. Deci nazism în toată regula. Clar. Deci asta numai gestapo făcea la 5 dimineața, venea, intra peste tine, dacă nu-i dădeai drumul la ușă, spărgea ușa, intra peste tine și te lua din pat. Deci nu m-aș mira, doamne iartă-mă să mă trezesc cu o asemenea situație în viitor apropiat. Dar problema este că oamenii ăștia la alegeri s-au înghesuit. I-am văzut pe la Ștefănești aici. Doamne, ce a fost aici, că aici e cu bănuțul, aici dintotdeauna a fost așa, care plătește mai mulți, care are mai mulți bani și voturile sunt foarte mișto. Okay. Și s-au înghesuit acolo toată ziua, măi, nene, toată ziua. Îți mii de oameni s-au înghesuit toată ziua acolo și în final au votat cât au votat. Bun, după ce au votat, în funcție de cine a câștigat, au avut loc niște mega petreceri, între care multe dintre ele făcute de liberali. Ai lu Nea, era să zic Boc, ai lu Orban. Deci, au făcut oamenii petreceri. Acum vine Iohannis și zice, nu toată campania electorală. Nu faptul că 8 milioane de oameni au fost scoși din casă afară și duși la vot a contribuit la mărirea acestei cifre. Nu, no, nici vorbă de așa ceva. Dar cine mă, Iohannis, cine a contribuit? Petrecerile de după alegeri, alea de bucurie că a câștigat unul sau altul. Ai să mortul pe cuvântul tău. Extraordinar. Și cine crezi mă că te crede, sincer acum? Cine crezi tu că te crede? mai curând pun pe seama faptului că 8 milioane de oameni au fost scoși din casă și plimbați pe țara ala Andala, cum au vrut ei, au putut să transmită dacă aveau ce, și cum, și unde, decât, ce, să mai face vreo anchetă epidemiologică în țara asta, pe bune? Astea sunt niște paiureli. Și decât faptul că au avut loc aici colo, că doar nu au avut loc petreceri peste tot, să fim serioși. Uh, au avut loc aici colo câteva petreceri. Bun. Și acum, dacă tot s-a întâmplat așa, ce ne așteaptă? Ne așteaptă carantinări de localități, vor să închidă școlile în București, vor să închidă Bucureștiul pe sectoare, oha, vrăjeală, dar la final ar vrea să-l închidă de tot, ca să izoleze capitala de restul țării, că aici a noi este mai revoluționari, așa că în țară mai subțire cu manifestațiile, cu optica naționalistă cu lucruri de astea. Deci dacă izolează Bucureștiul de restul lumii, ne-a înclavizat aici cu tare, mai ridică vreunul ciocul, mai face nu știu ce, îl anihilăm repede. Da. Deci se dorește chestia asta. Carantinarea, finalmente, carantinarea Bucureștiului. Pe ce considerând? Pe o șmecherie, cum că cifrele din București sunt foarte mari și nu știu ce cu tare, fără să facă referire nu numai la cifrele care sunt efectiv în București, ci și la traficul care se întâmplă prin București. Pentru că dacă București are 2 milioane și ceva de oameni, stați liniștiți că zilnic mai circulă încă vreo 2 milioane. Stați liniștiți că parte din studenți au mai venit și ei în adormirea lor, că ei sunt deocamdată adormiți din de 2000, de când i-am lăsat eu pe baricade, ei tot dorm pe ei de 20 de ani. Așa, n-au niciun cuvânt de spus, n-au nicio treabă, totul e bine, totul e minunat. Că au fost cumpărați politic, că nu știu ce. În fine, nu mai comentăm asta, poate o comentăm altă dată. Poate o să am o discuție cu ei, să vedem. Și, bineînțeles, că tot fluxul ăsta de personal, de cetățeni, de navetiști, de, iată, și studenți acum în octombrie și așa mai departe, generează cu totul și cu totul alte cifre. Deci ei nici măcar nu au o estimare cu privire la aceste cifre, dar ei se raportează la cifrele inițiale. Și atunci pot lua decizii cu niște cifre, când de fapt în București ne confruntăm cu dublu cifrelor datorită faptului că are loc această mișcare oarecum navetistă, să zicem. Au unor oameni care nu stau în București, dar vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă în continuu. Deci, mai departe, carantinarea unor localități mici de prin țară, carantinarea unor orașe, nu vor să îi mai spună stare de urgență, ca să nu se sperie lumea că lockdown-ul ăsta nu e plăcut pentru nimeni și în felul ăsta ei zic, domne, nu mai introducem starea asta, oricum era neconstituțională și aia. Și mai departe ne așteaptă vremuri grele. Eu zic să așteptăm că mai sunt doi pași până în noiembrie, când s-alege Trump, sper, dacă nu-l aleg ăștia pe Trump, am sfeclit-o de tot, să sperăm că-l aleg pe Trump și poate să schimbă niște lucruri și prin țărișoara noastră. Ideal ar fi ca noi să nu mai avem alegeri în decembrie, pentru că dacă mai scoți încă o dată 8 milioane și ceva de oameni în decembrie, când o să fie desigur frig, de Moș Nicolae n-a fost niciodată cald, și uh, acolo să mai uh, suprapun și respectivele gripe sezoniere, și răcelile, și frigul, și mucii, și gâtul, și toate astea. Deci, uh, asta ar fi ceva extrem de complex și de complicat, și n-ar duce deloc uh, la un rezultat bun. Adică, pe timp de iarnă, nici nu m-ar mira să nu te trezești cu triplarea cifrelor, adică ăștia sunt în stare să le ducă la 10.000, mai ales că vor fi mult mai mulți oameni răciși și cu probleme respiratorii și atunci o să-i bage pe toți la COVID și cu asta basta. O să pățească toți cum a pățit prietena mea, despre care v-am povestit mai devreme. Deci, una peste alta, de asta mă văitam și vă avertizam că nu urmează lucruri bune mai deloc. Așa că pregătiți-vă, Uh, un mesaj final și pentru ai mei patrioti din patria. Continuați înscrierile. Ați văzut că și pe contul lui Lazarus TV, pe ăsta pe care suntem acum, și pe contul Asociația Patria, sunt linkurile de înscriere. Uh, cât mai putem și noi, vă trimitem celor care nu le găsiți aceste linkuri de înscriere. Uh, nu vă faceți probleme cu datele voastre. Toate datele sunt într-o bază separată, nu rămân pe net, nu rămân în telefon, nu rămân în. Uh... Facebook nici atât, că n-aveam nicio bază eu, ăla este un link separat pe care eu vi-l dau, linkul nu are nicio treabă cu Facebook-ul, ăla se duce într-un site, așa, o să vă împart pe localități și acolo o să anunț, deja am început să anunț oamenii, o să anunț coordonatorii de zone care se vor ocupa de organizare Așa că deocamdată ne organizăm și o să anunț la sfârșitul săptămânii viitoare primele măsuri care se vor lua. Dar până la sfârșitul săptămânii vi viitoare trebuie să mai am o discuție cu prietena mea, cu Diana Șoșoacă, să vedem dacă uh, merg și eu cu ea, să dăm un live de acolo de la ea și cu ce se întâmplă. Sau dacă se duce doar ea și eu fac emisiunea de la București, nu știu, o să vedem. Nu am hotărât asta, sper ca mâine seară să se clarifice treaba, pentru că al minteri, probabil că miercuri dimineața ar trebui să plecăm. Deci, dragilor, vă las acum, îmi pare bine că ați fost în număr așa de mare, 9100, parcă ați fost cei mai mulți, astăzi m-ați ascultat. Vă mulțumesc pentru că mă iubiți și mă apreciați și eu la fel, este de asigur, vă asigur reciprocă. Treaba și în concluzie vă pup și vă iubesc și ținem legătura practic în fiecare zi, pentru că ați văzut că eu nu fac grabat, răspund la foarte mulți atunci când am și eu timp, desigur. Cât despre contul acela Patria lui Luis Lazarus Zeus, vă rog în continuare să-l raportați, vă rog în continuare să intrați acolo și să scrieți mesaje. Vă rog în continuare să îl avertizați pe acest bănescu care și-a permis să facă un cont cu numele meu și al asociației mele, și al contului meu de Facebook, care este autentificat cu CI în Facebook, în bazele lor de date, și pe care nu avea cum să-l cloneze și cum să-l copieze, folosind în, altă, în alt grup, cont, pagină și așa mai departe, același nume. Vă rog, deci, să îi raportați în continuare și să sperăm că o să închidem cumva pagina sau, bineînțeles, poate să-și pună paginii altfel. Dar neplăcut este că el a adunat acolo 1900 de oameni, avea peste 2000 astăzi, dar acum ultima dată avea 1900, pe numele meu și al asociației mele. Ceea ce este incorrect. Adică de ce nu și-a pus numele lui? Ionică Bănescu, Ionel, cum dracă îl cheamă. Deci putea să-și pună numele lui, atună mă tu 2000 de oameni. care e problema ta? Dar vedeți, trebuie să încetăm cu aceste chestiuni, să încetăm să împrumutăm identitatea altor oameni, să ne asumăm concret cine suntem domni. Ți-e rușine de cine ești? Ți-e rușine de faptele tale? Ți-e rușine de ce? Ești supărat că ești anonim? Nu e nicio problemă. Muncește și într-un an, 2, 3, 5, 9, 10, poate nu o să mai fie anonim. Nu e niciun fel de problem. Dar nu mai folosi, prietene, identitatea și munca altora și ideile și așa mai departe. Așa că, dragilor, asta am avut de spus. Vă pup și vă iubesc toate cele bune.